adepta machiajului din ăla intens și nici măcar în fiecare zi, dar astăzi m-am înrăjat, m-am îmbrăcat și un roz, dacă tot e ziua îndrăgostiților, mai dragă, uh, și uh, m-am dat și cu rimel, asta ziceam, adăugați în rimel Uh, efectiv, primelul, bineînțeles, căutați unul eco, bio, bla, bla, bla uh, și puteți să adăugați o picătură, două, trei, depinde de lavandă, uh, câteva de cedru, puteți să adăugați și mir uh, și o picătură, maxim două de rozmarin, că la este un pic mai intens uh, și dacă tot vă măcheați, măcar să mai, uh, da, mai ajutați, să mai hrăniți. Uh, Genele, sprâncenele sau ce mă cheați pe acolo. Bun, dragilor, felicitări pentru ziua îndrăgostiților uh, și până se adună lumea și verific și eu dacă sunt la uh, câteva de ce așa, da? Dați un semn ce faceți astăzi de ziua îndrăgostiților sau, în general, dacă sărbătoriți ziua asta. La noi, în casă, să știți că nu, noi n-am avut-o cu... În general, nu avem cu sărbătorile astea, gen zi de naștere și mai nu știu ce. În schimb, ne apreciem unul pe altul în fiecare zi da? și nu căutăm ocazii speciale pentru a ne spune aprecierea sau a ne face cadouri. Și astăzi o să mă ung cu Magnolia, am varianta nediluată, o să pun o picătură de rose, Uh, tot varianta nediluată. Uh, așa. Și o să mă delectez cu o picătură de jasmin. Da? Varianta nediluată. Uh, dragilor, pentru cei care nu aveți variantele nediluate, hai, jasminul, trebuie să-mi cumpăr o altă sticlă? A, ah, nu, să mai încet. Aveți și varianta de taciuri. Da? Așa. Magnolia, uh, jasmin și, și roz. Și puteți să le folosiți pentru, în general, tot ce înseamnă flori. Da, uleiuri esențiale florale înseamnă echilibru hormonal și merg foarte, foarte bine pe echilibrarea hormonilor. Femeiești, da? Uh, echilibrul de estrogen, mai scade puțin testosteronul, plus ajută la echilibrarea uh, și um, mai scade nivelul de cortizol, dacă îl puneți mai ales și pe suprarenale. Și nu uitați uleiurile care vreți să um, influențeze sistemul endocrin. Și, în general, dacă sistemul endocrin, clar, dictează și digestia și totul, uh, dar starea e de bine, de calm, de liniște, de pace, da? psihoemoțional neapărat inhalați de 5-6 ori pentru că uh, simțul olfactiv este direct legat cu uh, sistemul limbic și acolo știți că se dictează și stările și emoțiile, nu da, dar îți vine un miros de o mâncare specială și se amintești de bunica da? sau uh, de, de, de mirosurile, da? Poți, pot, pot să-ți amintească de o persoană. Deci toate lucrurile astea sunt legate, așa că de ori de ori Folosiți uleiurile esențiale da, pentru stare de bine, neapărat le și inhalați, nu doar puneți în uh, zona capului și în general aici unde puneți parfumurile, dragilor, dacă folosiți încă parfumuri chimice, sintetice, vă rog frumos, pur și simplu, să citiți ingredientele la acel parfum sintetic și să vedeți că în primul rând sunt perturbatoare endocrine și într-a doilea rând sunt cancerigene. Și acum nu vreau să vă stric dragostea și, și, relația pe care o aveți cu, nu știu ce parfum aveți, Chanel, da? <laughs> Am o prietenă, Gloria, care de, cu, vorbeam de tiroidă și zicea, orice numai nu te atingi de Chanel-ul meu. Ziceam, ok, stai cu Chanel-ul, dar vezi că toată chimia asta pe care o pui pe tiroidă, da? Este, se absorbe și după aia te miri de ce tiroida este este în dezechilibru. Așa că ori de câte ori puneți ceva pe voi, vă rog frumos, fiți conștienți că sau susțineți corpul într-un fel sau altul, sau, hai să zicem, nu îl ajutați, ca să nu zic că îl distrugem. Ok? A, bună, bună. A, așa. A, Ok, bun, da, suntem live. Uh, dragilor, uh, pentru cei care urmăriți live, chiar sunt curioasă care sunt obiceiurile voastre de uh, Sfântul Valentin uh, sau, sau sunt curioasă care este relația voastră cu florile, da, cu uleiurile florale. Eu recunosc că mi-a luat mult timp să mă împac cu Jasmin uh, și cu Rose, nu mi-a plăcut, dar în schimb bărbatul meu le, le poartă aici la... la în buzunarul mic, dată la sacou, întotdeauna le poartă și la început eram ceva de genul, E, nu-mi place, după care am început să tolerez, da, pentru că el mi-a răsat după care, după tolerare, a venit așa o stare, să știi că e bine și după asta am început să-mi placă cu adevărat și am observat un lucru, cu cât mai puțin folosesc uleiurile florale, cu atât mai puțin am tendința să-mi placă cele uleiuri. Așa că dacă aveți o rezistență la ceva, gândiți-vă ce mesaj aduce. Și pentru cei care vreți să studiați mai mult și mai adânc pe partea asta, puteți să luați un ulei care vă place sau cel care nu vă place, să deschideți cartea sau aplicația Emoții Esențiale, Essential Emotions, da? așa arată, și o să vedeți exact în ce stare vă este sta, ăsta, subconștientul stările psihoemoționale și care sunt părțile din voi pe care încă nu sunteți gata să le acceptați. Eu vă spun din start, da, femeia de mine, mulți ani și încă până acum, da, e o provocare pentru mine să o accept. Bun, oh, uite-te, cuiva îi place, Elena îi place, Jasmine foarte mult, vai, deci eu prima oară când am băgat nasul în Jasmin am fost ceva de genul... Dacă mai bag o dată nasul, cred că vom geranio. Geraniu. Oh, uite, Alina, cu geraniu încă învăț să mă împretenez. Așa. Bine, jasminul floare e altceva. Adică, m e mai tolerabil. Acum, da, îmi place și jasminul dar pe timpuri, da, jasminul mi-am din de bunica. Ce frumos. Super. Cu geranium te-a dat. Interesant e că este roz, are geraniolul ăla și sunt apropiate ca și structuri chimice. Dar geranium mi se pare mult mai necăcios. Trebuie să să dau cu citrică ca să pot să-l înghiet. Bun, bun, dragilor. Haideți acum, pentru toți cei care urmăresc, spuneți-mi vreo frumos din perspectiva voastră, în două, trei cuvinte, care este sensul dragostei? Dacă mă refer la dragoste, da, mă refer la dragostea aia care înseamnă o relație. Cum credeți voi? De ce există relații de dragoste? Da? Două, trei cuvinte, nu scrieți mult. Iar între timp, eu o să încerc să, um, cum să zic, să mă dau cu părerea. Că până la urmă, fiecare avem perspectiva noastră. Eu cred că ne-a creat Dumnezeu. Chiar sunt convinsă de asta. Și nu este doar o credință, este știință, da? este cunoaștere, este, adică doar un ignorant și o spun cu mult respect față de oamenii ignoranți, poate să creadă că am provenit de la o piatră, știi, s-a plicțit piatra să fie piatră și a zis, știi ceva, mă fac pește. Și după care doi pești s-au certat, soț-soție, bineînțeles, și unul din ei, soțul, a zis, m-am săturat să te ascult și n-avea unde să fugă din lacul ăla, că nevastă să era cu taca-taca și a decis să facă picioare și să iasă din lac. Și uite, așa a evoluat peștele și s-a făcut găină, dinozaur, în fine, toată evoluția asta stupidă pe care o aduc oamenii de pseudoștiință, adică știință cu ghilimele, deși eu chiar cred că ne-a creat Dumnezeu. Iar Dumnezeu, în momentul în care ne-a creat, da, ne-a dat și toate condițiile perfecte de dezvoltare. Și când mă refer la condițiile perfecte de dezvoltare, asta înseamnă odată că au fost pus într-o grădină frumoasă, cu flori, cu fructe, cu verdeață, da? Pentru mine, nu știu, natura e totul. Pot să mă duce în cel mai... și am fost și prin New York, da? În zgârie nori și inclusiv Panama City e plin de zgârie noi. dubai da? Plin de zgârie noi. Nu nu, 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 este energia mea. Eu sunt dependență de ver... dependentă de tot ce înseamnă verde și natură și Dumnezeu practic știe de ce și puteți să Studiați și pe, și pe partea de biologie, și pe partea de electromagnetică. Și o să vedeți cât de important este conexia pentru o dezvoltare armonioasă, da, conexia cu natura a unui om. Uh, și eu chiar cred că o parte din problemele psihoemoționale a generațiilor copiilor, da, care se nasc în blocuri, este și datorită faptului că nu mai sunt conectați atât de mult cu natura, cum au fost părinții noștri, care toată ziua, bună ziua, da, erau pe afară. Mergeți la casa lui Ion Creagă, vedeți câți prunci erau și în ce casă, la fel de garsonieră. Ei, erau toată ziua afară, dragilor. Nu avea fiecare birou lui și dormitorul lui și cu baia lui și cu televizorul lui în dormit bun, revenind deci practic conexia cu natura pentru mediul de dezvoltare este extraordinar de important de aia iubesc naturopatia de aia iubesc plantele și uh, asta chiar nu abordează un simptom ci merg la cauză după care, da, în momentul în care Adam a fost bine mersi, Dumnezeu i-a dat și job a zis, uite, grădina, ai grijă de ea după care i-a dat și animale, a zis, hai să vedem, da? Uh, intelectual trebuie să te descurci, dă-le și nume la fiecare gata, deci bărbatul avea o relație cu Dumnezeu da? Deci valoarea era de acolo, băi, m-a creat Dumnezeu, am o chemare, un scop, am grijă de grădină, am un job și demonstrez că sunt și ok intelectual, uite, am fost în stare să dau nume la toate animalele. Și abia atunci Dumnezeu zice, nu este bine ca omul să fie singur. Abia atunci, dragilor, în momentul în care avea responsabilitate, avea o relație pe orizontală și pe verticală și relații pe orizontală au fost necesare datorită faptului că a demonstrat Că poate să ducă, este responsabil. Nu este bine ca omul să fie singur, exact în condițiile astea, când are un job și când îl duce capul. Ei, mulți sunt care au partea asta, dar le scapă esența. Relația cu Creatorul, asta înseamnă sursa și scopul energetic. Băi, de ce sunt aici, în sensul nu doar ceea ce trebuie să fac, dar cine sunt eu? De unde vin? Cine m-a creat? În momentul în care astea trei sunt împlinite, atunci Dumnezeu zice, ok, eu îți dau un partener de dezvoltare, în continuare, da? un mediu perfect de dezvoltare, pentru că este mult mai ușor. Și în Biblia spune că este un ajutor potrivit. Uh, pentru cei care nu au studiat Biblia, uh, să știți că Tora, da? este practic sunt cartea legii, așa se mai numește, în ebraică, a fost scrisă în ebraică. Iar ebraica de bază originală, seamănă, cred eu, cu, adică cred, din ce am studiat, cu chineza japoneza, în care sunt practic niște simboluri. Iar acele simboluri care, sunt, da, care compun un cuvânt, definesc semnificația cuvântului. Da? Deci, ebraica, chiar dacă un om punea mâna pe un manuscris, da, pe un scroll, și nu știa semnificația unui cuvânt, el se uita exact literele, ce înseamnă fiecare literă și putea să-și dea seama de ce înseamnă acel cuvânt. Și nu o să intru acum, dacă vreți vă pun după aia și un link în care am dezbătut puțin Eden, ce înseamnă, da, dacă o să ne uităm la litere, înseamnă a vedea intrarea în viață, da, pomul vieții veșnice, da? pentru că ei au văzut pe acolo este intrarea și tot așa fiecare cuvânt are o semnificație. Ei, în momentul în care vorbim de o relație dintr-un bărbat și o femeie, Dumnezeu zice așa, v-am pus față în față, da, ca și un ajutor potrivit și față în față asta poate însemna și împotrivă. Pentru că în momentul în care stai față în față cu cineva, po poți, poți să crezi că este împotriva ta. Intenția acelei persoane definește prin ceea ce este și, după care, prin ceea ce face. În momentul în care Dumnezeu zice că nu e bine ca omul să fie singur, este pentru că doar în relații, unii cu alții, noi cu adevărat putem să creștem. Scopul relațiilor de dragoste nu este ca să ne fie bine întotdeauna. Dacă am intrat într-o relație cu acest gând. Este un gând egoist și asta înseamnă, practic, o dezvoltare emoțională la nivelul unui copil. Pentru că copilul, când vine, el doar ia, El primește. El primește grijă, primește mâncare, primește uh, uh, tot ce are nevoie, fără să ofere nimic înapoi, practic, da, contribuția lui socială nu este decât prin faptul că există. Și atunci e bucurie lui mama și la După care există adolescența da, emoțională, în care începe să scuture totul, să vadă, băi, stai, ce am învățat e bine, e rău, care e direcția? Și după care există, și în adolescență foarte important este practic să înțeleagă că trebuie să contribuie cu ceva în acest univers și după care maturitatea adevărată emoțională este ce ofer eu în acest univers, ce ofer eu în această relație și cu ce scop. E important să înțelegem lucrul ăsta. Iar când vorbim de relațiile de soț și soție, dragilor, este sunt cele mai profunde relații, pentru că persoana pe care o alegi tu, o alegi sau pe scenariul tău, pe care l-ai învățat din acei șapte ani de casă în care doar ai luat și fac așa, pentru că așa știu că e bine, așa a făcut mama, așa a făcut tata, așa a făcut bunica, bunicu, sau merg pe contrascenariu și îmi voi căuta o persoană inconștient care să îmi acopere acea nevoie existențială, iar nevoia numărul unu a fiecare suflet este dezvoltarea. Asta înseamnă că dacă eu sunt într-o relație, relațiile sunt de mai multe tipuri și noi sunt o acum puteți să merge și pe neuroștiință și să, să studiați, există relațiile da, dependente, relațiile de dependență nesănătoasă, da, se mai numesc relații toxice, în care te sufoc, cu grija mea, cu iubirea mea, și dacă cumva încerci să faci un pas în spate, se sfârșește lumea. Intră într-o stare de nesiguranță. Și de obicei, acest tip de oameni își găsesc o persoană cu tipul de atașament evitant. Da? În care cu cât tu mai tare te agăzi de mine, cu atât mai tare eu încerc să plec. De ce se întâmplă asta? Pentru că în înțelepciunea lui Dumnezeu, ne-a creat plus cu minus să se atragă pentru ca să putem să ne completăm și să vedem exact în spatele nostru, partenerul nostru vede ceea ce noi nu vedem, da? The blind side, din spate și poate să ne arate unde suntem într-o extremă sau alta. Rolul relațiilor nu este ca eu să am o viață comodă și un partener cu adevărat căruia îi pasă va fi cel care te va provoca, dar atenție, exact în măsura în care știe că te slujește. Iar asta înseamnă maturitate. A intra într-o relație cu dămi, fămi pentru mine este infantilism emoțional. Și foarte multă lume, cel puțin, da, mi-amintesc de câte ori discutam cu fete care erau nemăritate, foarte tare vreau să mă căsătoresc, de ce nu găsesc, vai, bărbatul vieții mele, un bărbat care să satisfacă toate nevoile. Este pentru că nu ești gata ești încă în imaturitate emoțională și dacă forțezi acest univers și sistemul pentru ca să obții vreau, 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 vreau jucărică, vreau, 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 vreau bărbat și după care te măriți și încep conflictele. Vreau, 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 copii și după care vin copiii și dau cu tine de pământ. Pentru că un copil nu poate să ducă o relație adultă. Problema este că hollywood a adus niște concepte de asta de jugulugu, în care dragostea înseamnă flori, bomboane, înseamnă oh, vai să mă simt bine și vacanțe. Pot, pot să fie și asta, nu i exclud. Dar conceptul Hollywood de dragoste, noi l-am luat de la greci. Iar diferența dintre dragoste în conceptul ebraic în care a fost scrisă Biblia, da? și Dumnezeu care s-a descoperit da? prin tora evreilor și așa mai departe, este total diferit de conceptul grecesc. Conceptul grecesc este ce simt. Conceptul ebraic este ce fac. În ebraică, dragoste înseamnă a avea grijă, uh, to care, to nourish, to provide. Uh, uh, scuzați, în, în studiez ebraica cu engleza. Uh, a avea grijă, to nourish, uh, uh, spuneți-mi rog frumos, ajutați-mă, <laughs> to nourish și to provide, a oferi. A oferi în sensul de a te asigura că nevoile sunt împlinite pe de o parte, da? adică bărbatul care își iubește soția, se va uita să aibă grijă de ea și nevoile ei să fie împlinite. Asta nu înseamnă că trebuie să-i facă toate capriciile, dragilor. Un soț adevărat este inclusiv cel care spune, draga mea, enough is enough. Cred că e prea mult ce faci pentru că văd că nu îți face bine. Și în momentul în care cu adevărat iubești omul, știi să îi arăți și care sunt limitele sănătoase. Cum face Sergio? Știu că e târziu, știu că îți place să lucrezi, dar cred că nu îți face bine. Și deja maturitatea este modul în care eu răspund. Da, și aici este o discuție lungă. A îngriji, a hrăni, exact, da, tânăriș. tânăriș da, a hrăni, dar într-un într mod din ăla mai profund, da? Nu înseamnă doar alimente. Pe de altă parte, un bărbat are nevoie de respect în momentul în care eu mă uit la soțul meu și tot ce îi spun este aia n-ai făcut, aia nu e bine, aia e așa, aia e așa, eu mă concentrez egoist într-un mod cum eu consider că trebuie să fie și să-i arăt omului unde el nu este bine. În momentul în care vă uitați la partener, soț, soție, nu contează, iubit, și vedeți toate lucrurile în care nu este suficient de bun, este pentru că nu aveți un scop mai mare decât doar relația. Și acum să vă explic. În momentul în care doi oameni au același scop, da? calea ferată, gândiți-vă, sunt două linii pe care merge un tren, da? Dacă aceste că căi, da? nu mai știu cum le cheamă, măreli să vine, dacă aceste două benzi de fier se intersectează, trenul nu mai poate merge. O relație sănătoasă este cea în care există limite. Unde sunt eu, unde ești tu și știu ce ne leagă. Iar ceea ce ne leagă este pentru scopul măreț viitor în care noi privim. Și asta înseamnă mai mult decât mi bine. Mai mult decât vai, nu am nicio provocare vai, el dacă m-ar iubi și nu mi-a zice nimic, aș mi-ar face ex exact, Z, eu aș fi cea mai drăguță, roz, bombon, finuță și pufoasă femeie. Nu. Relațiile adevărate sunt cele în care vine și îți ține oglinda partenerul pentru partea aia întunecată din tine. Pentru că, bineînțeles, tu nu o să strigi niciodată dacă niciodată nu te provoacă nimeni. Ei, în momentul în care te călca pe bătătură și, de obicei, relațiile cum vin. Tu ai o durere da? Și din punct de vedere energetic, acea persoană simte că ceva nu este bine. Și tu încerci să acoperi, tragi mâine ca și zici, n-atinge, mă doare, da? Nu am nicio problemă. Și când vine cineva și atinge, începi să urle, tu ești cel care îmi produci durerea. În loc să înțelegi că el este doar cel care îți arată o parte întunecată, care urlă în tine. Iar asta se întâmplă în momentul în care nu te gândești la ceva mai mult decât, de ce m-am aritat? Să fac copii. Sau să facem o casă, să, să, să dim un pom și să. cum era, să săpăm o fântână. Pentru ce? De ce să faci un copil? De ce să construiești o casă și o casă și pentru ce să plătești pomi? Dragilor, eu nu sunt împotriva plantării pomilor, eu sunt în mijlocul naturii, foarte mult pomi. Nu sunt împotriva a face copii, este un lucru minunat. Nu sunt împotriva a face o casă, este extraordinar. Întrebarea e de ce? Care este scopul ăla final spre care tu cu soțul tău mergi? De ce ar trebui, în general, o persoană să stea lângă mine? Dacă tu nu poți să stai cu tine, dacă tu nu știi cine ești, dacă tu nu-ți vezi valoarea, dacă tu nu ai niște scopuri mai mari decât tine însuți și mai mari decât să faci un copil, întrebarea este de ce ar sta altcineva cu tine. Care este scopul? De ce ar trebui să se căsătorească? Întrebarea este unde ții direcția? În momentul în care o persoană știe foarte bine direcția și începe să se schimbe cu adevărat și să caute scopurile mari, mărețe, o să vedeți că efectiv se schimbe energia din jur. Vor, nu vor, involuntar. Uh, eram adolescentă și, în fine, mi a scos o măsea. Uh, și uh, că și că nu era reparabil, în fine, e o altă discuție și rămăsese dita mai gaura. Pe aici pe undeva. Și mă gândeam, zic, mă, după aia o să văd eu cum o să fac cumva și o să-mi pun acel dinte. Eu vin dintr-o familie în care conceptul de stomatologie era un lux. Adică, ei, te alinzi, te duci la stomatolog. Numai când te durea și nu mai puteai bubuia, te duceai de urgență și îți scotea dintele. Cam asta era relația noastră cu stomatologiei. Și știți ce s-a întâmplat cu gaura aia? Am observat că ceilalți dinți Efectiv, am început să se apropie, să acopere acea gaură. N-am avut nicio discuție. Dintele când a plecat n-a zis, vă rog eu frumos, fraților, acoperiți locul ăsta meu. Niciodată nu m-am dus să fac ceva intenționat. Dar în momentul în care se schimbă ceva, în momentul în care există un gol, sau în momentul în care energia de undeva începe să se focalizeze și pleacă în altă parte absolut totul din jur se redresează și începe să acopere acel gol. Soțul tău, soția ta, partenerul, partenera vor veni în acel gol să îți acopere nevoia. Cum? Provocându-te să te dezvolți. Să pună cele mai incomode întrebări, să te provoace în cele mai grele moduri. Și asta se întâmplă în toate relațiile. Dragilor, e cel mai ușor să te dezvolți Într-o relație de dragoste, da? de parteneriat, e cel mai ușor, dar și cel mai provocator. Dar Dumnezeu ne-a creat cu nevoia de comunicare, de comuniune și de relație. Dinții sunt într-o continuă mișcare și oamenii sunt într-o continuă mișcare mai mult decât credem noi. Revenind, că nu vreau să mă întind foarte mult. După aia, dacă aveți întrebări cu mare drag... Um gândește-te atent la... Bine, există câteva... Adică noi iubim cu... Putem și chimic să explicăm, cu cele cinci percepe, percepții. Da? În primul rând, vezi un om și ceva din acel om trebuie să-ți atragă atenția. Să, să îl observi. Da? Și de obicei e demonstrat că, practic, relațiile astea care noi le facem în primii ani de acasă, în relația cu îngrijitorii primari, acele sinapse neuronale care se formează de siguranță sau nesiguranță, după aia se transformă, da? adică sunt reutilizate acele sinapse neuronale în relația cu prietenii, adolescenții, da, și mai departe, și după care acele sinapse sunt reutilizate, sau, adică practic intră într aceeași rețea de relație cu partenerul sau cu partenera. Modul în care noi am perceput relațiile de acasă, Întotdeauna vor fi cele care ne vor dicta relațiile pe viitor. Dacă, spre exemplu, am avut o relație în care tata a fost evitant sau super autoritar da? și a fost perceput de copil puternic, agresor, nu contează, că de obicei e un tango, e o victimă, un agresor și un salvator. Da? Pe acolo da? ne învârtim toți. Și după care te pui în mijloc, zenă, adult, eu sunt bine, da? sunt și aia și aia, dar nu sunt niciuna din ele. Ei, și copilul în momentul în care s-a uitat, dacă a perceput autoritate pe tata, va căuta pe scenariul lui tata un bărbat care să aibă aceeași energie. Sau timbru vocei, îi va aminti, sau modul în care se comportă, sau modul în care vorbește, ceva îl va atrage. Dacă copilul a fost pe contra scenariul tatălui, da? spre exemplu o fetiță, orice numai nu ca tata, atunci ea va fi foarte îndepărtată de orice îi amintește de acea relație, de, de acel tipar energetic. Da? Pentru că este un tipar, e o energie care se emană. La fel este, poate să fie și în relația cu mama. Mă identific foarte mult cu mama și merg pe scenariul ei și atunci dacă mama s-a jertfit pe altarul familiei și n-a avut viață personală și n-a știut limite sănătoase, voi găsi un partener care la fel va face cu mine pentru că eu nu știu altfel să funcționez, eu la alte relații nu știu să creez. Pentru că aceleași sinapse se vor activa în momentul în care voi intra în relație cu prietenii. Și voi atrage același tipar comportamental. Nu contează că a fost suferință. Dragilor, dependența de suferință este demonstrat biochimic, este mai mare decât dependența de plăcere așa suntem creați. Și atunci voi merge într-același tipar sau, sau, voi spune, niciodată, nu ca mama, și voi intra în conflict cu mama, acuzând-o că n-a făcut aia, că nu așa se face, că trebuia să facă mai bine. Nu contează cum, da? La fel se poate întâmpla și cu tata. Și jumătatea aia din mine de care eu fug, va atrage exact omul care să mi-o scoată la iveală. Și voi atrage în toate modurile posibile. Doar că soțul sau soția vor fi cei care vor oglindi cel mai puternic și cel mai intens acea parte. Deci, practic, în relație, amintiți-vă care a fost relația voastră cu părinții, cu îngrijitorii primari. A fost una evitantă? A fost una dependentă? Da? Evitantul e... Uh, cum se formează relațiile evitante? Știu că apropierea îmi produce foarte multă durere și eu îmi doresc apropierea, dar nu îmi doresc durerea. Și atunci sunt genul din ăla da, care mă apropii și în momentul în care văd că se agață cineva de mine, imediat plec. Pentru că nu vreau să suport durere. Există aia dependentă, în care tu ești totul, tu ești Dumnezeu, tu... eu fac totul pentru tine și tu trebuie să-mi satisfaci toate nevoile mele. Și mă agăț. Da? Și te sufoc. Și cu cât mai mult simți, știți pisica, cu cât vede cășoarcele, se mișcă cu dinții în ea. Cu era, lejer, dă cu laba. Da? De obicei, cam așa se găsesc în relații. Da? După care există copiii cu relații ambivalente, în care au avut în familie amândouă relațiile care au revenit cu foarte multă durere emoțională și ei vor fi copiii care vor merge ba în mă agăz de tine și te sufoc, ba în nu mă atinge. E prea mult. Vor evita. Da? Deci sunt mai multe tipare. Dar uitați-vă puțin sincer, în relația de dragoste în care sunteți, dar sincer. Uitați-vă la relația, cum ați perceput dragostea în familie, sincer. Nu idolatrizați părinții. Vai, părinții mei au fost perfecți. Nu există pe fața Pământului perfecțiune. Dacă ești perfect, gata, ai plecat pe o lumea aia, altă. Da? dar nici nu, nu negriți părinții. Vai, părinții mei au fost, a fost rău, n-a fost aia, n-a fost aia, n-a fost aia. Nu. Ne uităm la relațiile de dragoste, pentru că fiecare părinte își iubește copilul așa cum poate. Și uitați-vă, vă rog frumos, la relația de dragoste pe care o aveți cu partenerul și vedeți unde vă poziționați. Sunteți opposite unul împotriva altuia? Sau vă acoperiți ceea ce e în spate, ceea ce nu se vede, I got you back, da? Hai că știu, uite, asta e partea care știu că ai nevoie de ajutor, eu sunt aici. Sau stau și zic, a, tu nu ești bun acolo, Da, eu sunt bun acolo, că de aia ne-am atras, că suntem contraste. Și cât de mult priviți și aveți scopul măreț mai mare decât în această lume, să fac un copil o casă, să am un job și o mașină și mai nu știu ce, și care este legătura dintre voi? Pentru că asta sau vă va atrage, pe termen lung, sau vă va despărți. N-ai cum altfel. În momentul în care tu știi exact chemarea, direcția, valoarea, mai mult decât soția, mamă, fică, acolo o să vezi că tu ți-ai direcția ta și oamenii care vor vrea și ei să meargă în direcția aia, se vor alătura. Fie că este pe parte de partener de viață, fie că este pe orice relație de prietenie. Și vreau să închei cu asta. Iubește aproapele ca pe tine însuți. În primul rând, ca să înțelegi cum poți să iubești pe cel de lângă tine, trebuie să înțelegi cum să te iubești pe tine. Dacă tu nu te iubești, nu fi fățarnic și nu aștepta ca altul să te iubească de nu mai poate. Expresiile de genul inima mea, sufletul meu, ochii mei, lumina vieții mele, chestiile astea fataliste nu fac altceva decât să vină dintr-o dintr -o, dintr, -o, cum să zic, dintr zonă de frică subconștientă. Deci, și amintiți-vă care a fost modul în care s-au raportat părinții. Cumva v-au idolatrizat, Acolo este un tip de relație. Sau nu ești bun de nimic, tă, 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 tă. acolo este un alt tip de relație. Și copilul va căuta sau pe altul care să-i zică: Tu ești lumina vieții mele și pentru tine stelele pică din cer și bla bla bla. Sau un partener care nu te descurci, nu ești bun. De ce? Pentru că copilul a crescut învățând că asta este iubire. Și de acolo și-a luat rezervorul energetic. Eu voi fi mai bun, voi fi mai capabil, voi lua note mai mari, voi, 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 voi și atunci voi fi iubibil. Doar că în momentul în care vine cineva să te iubească și am vorbit la bootcamp energetic, la tine se scurt ah, stai un pic! Păi, eu trebuie să fac aia, aia, aia ca să fiu iubibil. Stai puțin, tu mă iubești? Nu se poate. Păi, dar atunci eu ce mai fac? îți fac zilele grele, să văd dacă mă iubești și așa și așa și așa. Și atunci vorbim despre toți oamenii care stau la masa aia de tăcere și uneori se ceartă rău de tot între ei și au impresia că se ceartă două imperii. Când sunt ambele, când sunt ambele este, hai să zicem așa, un început de bipolaritate. Este atât de dureros să stau cu o parte din mine, încât voi face orice să mă duc să uit de partea aia, și o să fac tot posibilul să fiu cu totul altcineva. Dar nu poți să stai acolo. Deci nu, nu poți să stai în două părți diferite ale tale. Până când nu faci pace cu ambele și nu găsești, da, uh, cum să zic, uh, comuniunea, n-ai cum. Și atunci, practic, o să-ți forțezi partenerul să sară din lac în puț, numai ca să-ți facă pe plac. Și. Depinde în ce relație a fost el crescut dacă va fi într-o relație evitantă la un moment dat, o să-și găsească proiecte de lucru, o să plece sau se duce la alta, divorțează. Dacă este într-o relație tip masochist, îi zic eu, de dependență toxică, va sta acolo să suporte. Dar astea sunt oamenii, cum să zic, cei mai trichie, pentru că nici ei nu știu ce sunt. Ei sunt ba unul, ba altul și nu știi cum să te raportezi. Și e lucru interior. Cum putem comunica cu partenerul care preferă tăcerea? Uh, păi, tăcerea este bună, spune. tăcerea e de aur. Uh, trebuie, eu cred că uh, comunicarea se face la nivel, uneori, uh, cum să zic, omul, omul cu care cu adevărat te înțelegi bine este omul cu care poți să taci și să nu fie acord. Ce bine e să stau și să tac cu tine. Este schimbul energetic care nu trebuie să zici ceva, dar tăcerea aia trebuie să înțelegi pentru fiecare ce înseamnă. Pentru cineva tac înseamnă e prea mult, nu mai pot duce. Pentru altul tac înseamnă tac pentru că nu vreau să te rănesc, că s-ar putea să zic ceva ce nu o să ți placă. Pentru altul tac este uh, am nevoie de introspecție. Să văd ce se întâmplă în mine. Uh, pentru altul, TAC înseamnă flight, da? și de obicei asta apare când e prea mult, nu pot duce, adică mă retrag. În situații de stres, omul răspunde cu fight, lupt, flight, fug, freeze, m-am blocat. Da? Cam așa. Și în, în relații se, se pot vedea aceste, aceste lucruri. Dar ideea e că în momentul în care apare această cere a scoate omul forțat din ea, nu face altceva decât să-l împingi și mai tare acolo. Trebuie de găsit un mod de relaxare, un moment de relaxare totală în care să întreb exact ce înseamnă pentru om tăcerea. Pentru că, zic, pentru cineva mai bine îmi o palmă decât să taci, pentru că dacă nu vorbești cu mine înseamnă că gata, nu mai am valoare, nu mai ai ce vorbi cu mine, e nonsense, da? Pentru altul, tac înseamnă, mamă, ce om înțelept. Deci e, Trebuie de definit, da? Ce înseamnă tăcerea pentru fiecare? Cum te raportezi la un partener care îți spune că te iubește mai mult decât pe el însuși, iar tot că nu se iubește pe el însuși? Este. Da, sunt de obicei oamenii care vin dintr-o relație cu părinții, în care nevoile părintelui au fost puse pe umerii copilului și dragostea înseamnă calc peste mine și nu am limite sănătoase. Și atunci când copilul este pus în fața la așa situație, dacă mă iubești, faci asta pentru mine și asta înseamnă dragoste adevărată că te gândești doar la aproapele tău, da? la mama ta, la tată, cum poți să nu faci așa ceva pe după ce eu fac atâta pentru tine și acolo practic copilul învață eu te iubesc înseamnă să nu mă iubesc pe mine. A, a, ăsta este mesajul pe care îl înțelege. Și vine de obicei din uh, granițe nesănătoase. Eu înțeleg chestia asta uh, în relația cu copiii, adică dacă ar fi să aleg între să-mi dau eu viața uh, pentru copiii mei și copiii mei să trăiască, întotdeauna o să aleg asta. Dar uh, în momentul în care punem responsabilitatea asta pe umerii copiilor, ei pot să învețe niște lucruri greșite. Da? Și te iubesc mai mult decât pe mine în sensul că dacă am o singură măr Uh, da, în casă, eu o să-i dau, da, uh, hai să zicem soțului, o să-i dau mărul. Dar eu știu că dacă amândoi avem nevoie de nutriții, o să tai mărola în, în două. Înțelegi ce vreau să zic? Pentru că știu că asta e ok. Dacă eu sunt mai hrănită sau nu am o problemă de sănătate, să, de exemplu, să zicem că e foamea, da, uh, mama avea o prietenă care a fost în pușcărie, în, uh, în România, în lagăr de concentrare, ea e fiind cu o prietenă de ei. Ei și ea avea vreo aproape 100 de kilograme și prietena ei drâmbă, așa, avea 40 de kilograme. Și în momentul în care au ajuns la pușcărie, lucrau foarte mult la canalul Dunării și au, aveau o porție foarte mică de pâine uscată sau ceva pe zi. Și ea își dădea porția ei și rar nu m-a lua câte o guriță, da? Pentru că ea avea mult mai multe resurse de unde să dea. Și datorită acestui fapt a supraviețuit și prietena ei. Erau două prietene, erau tinere. Eu înțeleg asta da? și înțeleg situațiile extreme. Dar în momentul în care noi vorbim de, spre exemplu, eu am nevoie de 15 minute pentru mine. Dar nu mă duc 15 minute să am grijă de mine, pentru că așa de tare te iubesc și te iubesc pe tine mai tare decât pe mine și o să încalc de nevo peste nevoile mele. De asta 15 minute, nu știu, să beau un ceai, să beau o cafea, să citesc o carte pentru mine, în mod egoist, asta înseamnă o, um, un concept nesănătos. Pentru că aproapele se iubește ca pe tine însuți. În cazul ăsta, chiar și în extrema asta. Da? Erau ele două prietene. A și, scris, a și scris o carte, Silvia. Tot Silvia o cheamă. Zice, Dumnezeu îmi cunoaște măsura. În relația asta, ea înțelegea că ea își iubea prietena ca pe ea însăși, pentru că ea avea suficiente resurse, iar prietena ei nu avea. Dumnezeu îmi cunoaște măsura, Alexandra, așa se numește. Silvia și mai nu știu cum, are... are... Da, și povestește și în lagăr de concentrare și cum a fost în perioada comunistă. Mama cunoaște personal, au petrecut mult timp împreună. Uh, ok. Da, e, e discuție lungă. Bun, dragilor. Deci, uh, sper că v-am provocat. Dacă v-am provocat să vă uitați la partenerul vostru ca la cea mai frumoasă oglindă și cea mai reală oglindă și cea mai bună oglindă pe care v-a trimis-o Dumnezeu, ca să vă uitați la ea și să vedeți ce puteți să lucrați în voi înșivă, mi-am atins scopul. Pentru că, până la urmă, Sufletul pentru asta a venit pe Pământ. Nu să aibă relații romantice, vai, ghilugă ce frumos. Nici măcar să nu fie în cele mai frumoase vacanțe și să aibă cele mai romantice poze pe Instagram și să fie cea mai machiată și cea mai aranjată, sufletul a venit aici pentru dezvoltare, pentru creștere, pentru mântuire, da? În termen religios îi spune mântuire. Păi uneori în relații cu cei dragi, mai ales cu soțul, soț, soția... Ai impresia că se mântuie lumea, dar tu nu mai poți să o scoți în capăt. Uite, acolo este focul în care ne formăm. Și vă recomand să vă uitați la Bootcamp Energetic, pentru că am vorbit și despre cele patru matrici energetice și ajută foarte bine și despre masa tăcerii da? pe care ne formăm încă din copilăria, măcar să fim conștienți de ei. Dragilor, uh, haideți cu un comentariu, o idee, un, o întrebare. Da, legată de relația de dragoste uh, și participați la o tombolă unde puteți să câștigați sau un jasmin, sau o magnolie, sau un rose. Da? Sunt un leiuri care ajută foarte, foarte bine. Da, serotonina, oxitocina, hormonul iubirii și ambrățișierii uh, și toate astea. Plus, nu uitați, există o carte foarte faină, îi spune cele cinci limbajele dragostei, în care fiecare avem limbajul nostru de dragoste. Pentru mine, limbajul de dragoste nu sunt cadourile, pentru mine sunt serviciile. Da? Și eu mă știu, adică mie soțul decât să-mi spună, vai dragamente, te iubesc și ești frumoasă, mă uit că dă cu aspiratorul, vai și mă duc și îl iau în brațe și îi spun cât de tare îl apreciez și îl iubesc, pentru că pentru el sunt cuvintele și îmbrățișările, atingerea. Pentru ficiorul meu este timpul, combinat puțin cu serviciile, dar e timpul foarte important. Și noi avem trei limbaje cum să zic, oarecum ne intersectăm, dar trei limbaje diferite de dragoste, dar ne știm fiecare limbajul de dragoste și înțelegem ce înseamnă să pui credit în banca celuilalt. În momentul în care tu ești pe zero și seci și creditul la celălalt, tot cer, 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 dăm, 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 dăm emoțional, nu ai cum să te aștepți că o să vină din banca aia ceva resurse. Da? -o să zic că istoria creditului tău nu e bună. Că uneori mai călcăm pe bec, e una dar e foarte important să știm, e, e, foarte important să știm să ne realimentăm. Bootcamp-ul energetic, Maria, s-a încheiat. Se poate relua, dar e alta energia, pentru că în momentul în care vorbim de energie colectivă, suntem acolo împreună. Va fi bootcamp-ul emoțional, dar probabil după martie. În martie o să facem campul de detox pe soluții naturale, dar e un proces. Ce fac cu partenerul narcisic care vede doar probleme și critică? Știu că e problema la mine, unde mă critic eu, dar e tu maci. Păi, Miri, în primul rând, te întreb de ce l-ai atras. Da? Narcisismul poate avea o stare, mă rog, incipientă, dar poate fi și o situație patologică. Deci nu intrăm în psihiatrie acum, în domeniul ăla, dar vine vine cu. În primul rând trebuie să te întrebi de ce l-ai atras și ce te-a atras în el. Până când noi nu înțelegem foarte clar de ce, why ne vom perinda ca o funză, dreapta-stânga. Deci problema e la tine că te critici, asta e, asta e altceva. Da? Ai fost atrasă de perfecționism. De ce e important pentru tine perfecționismul? Ai fost atras de, nu știu, de o imagine? De ce e așa de importantă imaginea socială? Sau, un rog, pe care alții, cum te percep? Ai fost, de ceva ai fost atrasă, draga mea? Nu va mai fi tu, Maci, în momentul în care tu o să-ți înveți lecția din relația cu partenerul tău și acolo se va schimba energia. Dar se va schimba într-un mod fantasmagoric. De ce l-ai atras și ce te-a atras la el. Exact, La un moment dat bunica a certa pe bunicul, el tăcea și la un moment dat îi spune, draga mea, tu chiar vrei să mă mântuiești? Da, de câte ori noi avem impresia că suntem Duhul Sfânt personal al lui Dumnezeu, care trebuie să stăm lângă soții noștri și să facem taca, 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 acolo ne vine, acolo ne vine, acolo ne vine, acolo ne vine. Asta avem impresia. Deci, Familiarul, ca părintele, ca părintele meu, da, știu, dar de ce nu m-am prins la început? Păi, da. Care început? De, de la care început? De, de momentul în care te-ai născut? Nu. Acum faci pace cu partea aia din, uh, din părinte. Deci, tu va trebui să te întorci să îți rezolvi datoria față de părinte, bootcamp energetic, cele șapte gauri energetice, până când nu o să rezolv datoria față de tine, după care față de părinți, după care față de aproape, după care, după care, după care, soț, soție, ați văzut pe ce linii. E pe nivelul ăla. Cinci, da? Am impresia. Acolo e. Nu vă duceți, vă rog frumos, cu datoriile din celelalte patru nivele și vă așteptați că în relația de soț și soție va fi bine. Sau iubit, iubită, partener, whatever. N-ai cum. Deci, mergem acolo și, în primul rând, ne plătim datoriile. Tu ai datoriile neplătite uh, față de tine și față de părinții tăi. Așa, cât trebuie să dăruiesc, deoarece partenerul nu contribuie la bugetul familiei. E dependent de internet și nu greșește niciodată. Uh, Silvia, întrebarea, din nou, de ce te-ai căsătorit cu el? Ce te-a atras? Vă rog frumos să vă amintiți. Puteți să vă luați notițe. Noi am fost 10 ani fotografi de nunți. Și am ajuns la faza în care puteam să alegem din 20 de cupluri. Erau 20 de oameni care ne scriau și alegeam un singur cuplu. Și aveam vreo 7-10 întrebări, nu mai știu, pe care le trimiteam și în funcție de ce îmi răspundea sau mă duceam la nuntă sau nu. Și prima întrebare era de ce v-ați îndrăgostit, ce ați observat unul la altul, trei lucruri pe care le apreciezi tu la el, trei lucruri pe care ea le apreciază la tine, de ce vă căsătoriți și cu ce scop? Până când nu îmi răspundea la aceste întrebări, eu nici măcar nu îi trimiteam contractul. Pentru că dacă intri fără să înțelegi de ce ai intrat undeva, nu ai cum mai departe să te descurci cu ceea ce va veni. Deci te așezi, ca dragă, și, și eu, Silvia, și îți notezi exact care au fost primele lucruri? Deci, avem cele cinci simțuri. Vizualul. Ce te atrage vizual? Doi, auditivul. Timbru vocei, vocea, energia. Încearcă să închizi ochii și să auzi vocea și să te gândești ce trezea în tine. Trei, bineînțeles, da, partea cu atingerile este foarte importantă, da? Senzorialul, da? Bineînțeles există și gustul, sărutul. Deci sunt așa, să trec prin, prin toate astea, dar acolo, acele cinci percepții, da? pentru că sunt practic uh, uh, niște percepții. Avem percepția vizuală, percepția mirosului, foarte importantă, da feromonii, chimia, este demonstrată chestia asta. Avem percepția auditivă și se spune că femeile iubesc cu urechile și avem tactilă percepția și de gust. Deci în momentul în care tu ai luat decizie, toate aceste cinci lucruri cumva s-au aliniat. Numai dacă nu ți-a pus pistolul la cap și a zis te măriți. Sau părinții au zis, te dau afară din casă dacă nu te măriți cu asta. Există diverse situații. Noi nu intrăm acolo. Noi acum presupunem că a fost de comun acord. Da? De bunăvoie și nesindelit de nimeni, cum se zice la serviciul stării civile. Aduți aminte de toate lucrurile astea și gândește-te ce te-a atras. De ce ai fost atrasă de acele lucruri? Ce a fost în capul tău? Ce ai apreciat la el? Și s-ar putea să fi fost un infantilism emoțional fantastic din partea ta și ți-ai atras un alt copil. Da? Sunteți doi copii. Pe el tu nu-l poți schimba, dragilor. Nu poți să-ți schimbi partenerul. Singura persoană pe care poți să o schimbi ești tu. Și atunci partenerul sau să schimbă, că e foarte incomod. Nu poți, trebuie să-ți schimbi energia, da? E ca gaura aia care începe să miște, da? Să atragă totul. Sau pleacă. Din două una. Eu nu sunt pro divorț, ferească. Nu, nu asta vreau să zic. Dar nu ai cum să-ți schimbi partenerul. Păi nu greșești niciodată pentru că este prea dureros să, uite, nu intrăm acum în detalii, că e prea mult. Mă simt vinovată că aloc resurse de timp, bani, energie pentru îmbunătățirea sănătății, stării mele de bine și nu aloc suficient pentru soțul meu. Câteodată mai primesc mici reproșuri, dar de ce este o vinovăție, o voce interioară. Păi, Adriana, puneți exact pe lista cât aloci pentru tine și cât aloci pentru partenerul tău pentru familie. Și încearcă să fie 50-50. Și aici mă refer nu doar bani, resurse. Cât timp petrec? Da? Ce investesc? Care este limbajul de iubire a soțului meu? Mă asigur că pun bani în bancă, în banca soțului meu? Și vocea interioară Întreabă de ce se simte vinovată. S-ar putea să aibă dreptate și să zică, da, mai trebuie să și mai multă atenție și partenerului. Și asta s-ar putea să fie. Sau s-ar putea să vină dintr-o auto constantă și continuă, pe care ai învățat-o din casă, că este egoist să te ocupi de nevoile tale. Și asta s-ar putea să fie. Deci aici este introspecție și lucru cu tine însă. De aia masa tăcerei e importantă. Cine vine la masă? Vinovăția. De unde a apărut? Când a fost prima situație când a apărut? În relație cu cine? Care a fost contextul? ce a trebuit să învăț de acolo. În momentul în care tu o să-ți înveți lecția din partea aia, nu o să mai vină. Stă frumos la masă, dar nu mai cere drepturi. Ok? Nu am mai Maria, a fost acest bootcamp. În fine, poți să scrii la Basilea și poți să te adaug, dar e... acolo a fost diferit. Ulcer la stomac, vreana, nu este un ulei. Ulcer înseamnă o acidoză. Eu spun că am avut o ulcer. Acidoză fantasmagorică pe sistem digestiv. Curățenie, schimbarea stilului de viață și întreabă unde nu poți să digeri viața. Simplu. Da? Deci, apelează la consultantul tău. Dacă nu ai uh, vrena, scrie la Bai Silvia și găsim un consultant mai aproape. Uh, ok. Uh, cel mai mult de Ana, partenerul ne ține oglinda. Uh, erau alte vremuri. Uh, latura spirituală. Uh, latura spirituală, Silvia, este a șaptea datorie. În momentul în care ne uităm la cineva, ne uităm la datoriile alea pe care le va... Dacă tu vii și îmi spui că îl iubești pe Dumnezeu și vezi, domnule, ești mare, whatever, profet, misionar, guru spiritual, și eu te văd cu datorii pe toate cele șase niveluri, sau nivele, nu știu cum le zice, dăm voie să spun minți. Întrebarea este de ce ai crezut o minciună? Sau de ce ai închis ochii la părțile alea? sau ce a însemnat pentru tine latura spirituală, pentru că există și fanatismul religios, care n are nicio treabă cu viața reală. Și ăsta este în toate domeniile. Și ortodoxie, și catolicism, și musulmani, și bă, evrei, și neoprotestanți, nu contează. Dacă vorbim de o atașament fanatic religios, întrebarea de ce? De unde l-ai luat și de ce a fost atât de important? Dar, oricum, tu, în momentul, Silvia, în care o să încep să te schimbi, o să schimbe lucrurile. O să vezi asta, te asigure. Dacă mama îmi spunea că fac unele lucruri spre bine meu, exemplu, ia scăciula, dar mie nu îmi place să fiu forțat, înseamnă că pot să-mi atrag partenerul opus. Păi depinde relația pe care ai avut-o tu cu, cu, mama și modul în care ai, ai perceput... A, ah, am pierdut comentariile. Și modul... în modul în care ai perceput relația cu mama. Pentru că dacă tu ești, ai avut o, da, în orice situație am vorbit în bootcamp energetic, avem patru reacții. Una, suntem în acord cu matricea energetică. Doi, ne suprimăm da, starea noastră sau suntem în rebeliune. Da, sau, deci sunt mai multe moduri în care ai reacționat. Dar aici, aici e mult da, de discuție. Dar oricum, poți să-ți alegi un partener opus total sau poți să-ți alegi un partener fix ca mama depinde de relația pe care ai perceput-o cu ai cu ea. Da? Sau de dependență sau de evitare. Deci până nu plătesc datoriile, orice posibil partener ar apărea să stau cu minte, nu mă plac. Cam așa, Sorina. Arde, acid. Bun. Uh, Verena, uh, azi nu vorbim despre ulcer, da? Azi de zici că vorbim despre dragoste. Dar ea întreabă-te tu acolo. De ce nu-ți iubești stomacul? De ce nu-ți iubești sistemul digestiv? Uh, ok. Bun, dragilor, comentați, participați sau tombul unde puteți să câștigați unul din aceste uleiuri care ajută foarte bine la echilibrarea hormonală, dar vă rog frumos să țineți minte. Nu există niciun ulei care să meargă împotriva reacțiilor chimice ale corpului tău care pornesc de aici. În momentul în care tu te autosabotezi și tu nu ești în starea ta de muiere, da? eu vă zic cu ghelele de rigoare, nu te bucuri să fii femeie, păi va trebui să te scazi în ele până când o să simți așa puțin că se mișcă, dar să ai și intenția. Ok, sunt femeie. Ok, acum mă liniștesc, da? Nu mă duc cu de bărbat. E, e, un proces. Bun, vă pup, vă împrățișez și ne vedem diseară la cursul de educare continuă. Astăzi vorbim despre lecția mea iubită, iubită, iubită. Durerea. Durerea este unul dintre cele mai minunate reacții ale corpului. Toate sunt minunate. Dar ăla este șutul ăla în fund, bă, doare, mișcă fundul, trebuie să faci ceva. Ca altfel, dacă îmi vine simțit și la durere, n-am mai avea nicio șansă. Toate zumurile sunt sau la 4 sau la ora 8. Da? Mulțești cu 2. 4 cu 4. Și este ora 8 și este pe uh, grupul Familia. Uh, zoom deja l-am pus ca să-l urmăriți, iar uh, disară doar răspundem la întrebări. Dur vorbim și de dureri de cap, că dureri fizice, dar și de durerile emoționale și de durerile cognitive. Apropo, doare capul când deja dor gândurile că sunt prea mult acolo. Bun, vă pup, vă îmbrățișez. Uh, da, Elena, uh, cursul de educare continuă, fiecare lider îl face în echipa lui dotera. Adică apelează la liderul tău și spune, vreau și eu curs de educare. De, e un fel de aromaterapie pentru începători. Mm, nu, e mai practic. Aromaterapie pentru începători o avem pe site, fiecare și o studiază dacă este curios. Mm -hmm. Relația cu mama și funcționează? Super, Ștefana! Folosesc magnolia de ceva timp ca să pot aduce echilibru în relația mea cu mama și funcționează. Foarte bine! oh Durere de suflet, jeluima și n-am cui jeluima codrului. <laughs> Sufletul doare. Uh, dacă simți durere de suflet, uh, aia, yeah, hey, înseamnă că ești simțită. E foarte bine. De obicei, oamenii fug în tot felul de proiecte și se rezolve problemele la alții, la soțul, la copii, la mama, la tata, numai să nu-mi rezolv problemele mele. Vă pup. Ceau!